Hei, dragii mei, eu sunt Valentina cu de toate, iar acesta ar putea foarte bine să fie BookTube-ul lunii martie și, practic, asta este. Dar pentru că, o să vedeți, am avut o predispoziție înspre un anumit tip de cărți, practic, astăzi o să vă vorbesc, cel puțin în prima parte a clipului, despre cărți cu amanți și amante. Da, a trecut luna iubirii, în care poate era mai potrivit să fac despre asta, în luna februarie, dar cumva s-a întâmplat să pun mâna pe cărțile acestea. V-am povestit eu în BookTube-ul lunii februarie că am fost la niște prieteni care au o bibliotecă foarte, foarte bună și care, uite, din toată biblioteca aceea în care chiar se găsesc foarte multe titluri interesante, mi-au picat ochii pe aceste cărți, În pat cu regele, În pat cu regina și Amanții din Bizanț. O să vă vorbesc despre fiecare în parte, știți că eu nu dau spoilere, dar pentru cartea aceasta În pat cu regele chiar pot să vă citesc anumite fragmente ca să vedeți cam despre ce este vorba și poate o să vă facă și vouă o plăcere să le citiți. Așa, ca idee generală, mi-a plăcut tot ce am citit luna aceasta, chiar mi-a făcut plăcere să le citesc și nu am putut să citesc chiar în ordinea aceasta În pat cu regele și În pat cu regina, fiind scrise de aceeași autoare și cam în același fel. Între ele am intercalat și Amanții din Bizanț de Mica Waltari, o carte excepțională despre care nu înțeleg cum am putut să ajung la această vârstă și să nu fi auzit sau să nu fi citit nimic scris de către acest autor. Dar să începem pe rând, pentru că așa mă entuziasmez tot timpul când vorbesc despre cărți și mă ia valul și ajungem prea departe. Am început cu În pat cu regele. Aceasta este cartea de Eleanor Herman. O carte care arată foarte bine de la Litera și îmi dau seama că luna aceasta, practic, am citit în majoritate de la Litera pentru că văd că Amanții din Bizanț este de la Polirom. Așa s-a întâmplat. Sunt cărți totuși diferite, o să vedeți că am și, bineînțeles, niște Agatha Christie. Se putea? Fără Agatha Christie nu se putea. În pat cu regele. Cum este scrisă cartea aceasta și cum credeam eu că este scrisă cartea aceasta? Eu mă gândeam că o să fie luați mai mulți monahi și despre fiecare în parte să ni se povestească poveștile lor de iubire, poate ușor romanțate sau poate scris adevărul pur istoric. Și ce am primit? Am primit practic o carte împărțită pe mai multe capitole și pentru fiecare capitol luați anumiții regi despre care ni se povestesc fapte intime ale istoriei lor. Deci un pic diferit față de cum mă gândeam eu și mai ales m-a surprins cât de sacadată era informația. În paragraful ăsta avem despre regele Soare, în paragraful următor avem despre Napoleon, în paragraful următor avem despre un alt conducător. Destul de dinamică treaba, dar vă spun, după ce am terminat de citit cartea aceasta, n-am simțit nevoia să fac o pauză, n-am putut să continui imediat cu În pat cu regina, care practic urmează același model de scriere ca În pat cu regele, bineînțeles fiind și scrise de către aceeași autoare, dar am avut nevoie de un pic de pauză. Să nu credeți că nu este o carte bună, este o carte foarte bună, mi-am și notat aici de la ce pagini să mă uit să vă citesc câte ceva, pentru că eu cred că e bine să citim și genul acesta de istorie, un alt fel de istorie și mă gândeam acum că, nu știu, nu am căutat și nici nu intenționez să o fac, prefer să o las așa, dacă oare toate lucrurile scrise în această carte chiar sunt adevărate, oare chiar s-au întâmplat fix așa, pentru că unele sunt foarte ieșite din comun sau, nu știu, foarte ciudate. Dar până una alta mi-am notat aici că prima oară vreau să vă citesc de la pagina 224. Mi s-a părut un paragraf care chiar, 224, care chiar practic caracterizează lucrurile despre aceste amante ale regilor. Ia să vedem. Au existat amante care, indiferent ce ar fi făcut, pur și simplu nu erau plăcute de către popor. Dacă făcea copii cu regele, era târfa care aducea pe lume bastari scostisitori. Dacă nu făcea copii, și mai rău, era considerată o zdreanță stearpă. Dacă era frumoasă, frumusețea ei era un dar al diavolului, cu care îl ațâța pe nenorocitul monarh. Dacă era urâtă, regele merita ceva mai bun de atât. Dacă ducea un trai opulent, cheltuia ca o egoistă taxele bietului popor. Dacă ducea un trai simplu, diminua gloria monarhului. Deci iată că practic nu aveau cum să fie lucrurile bune cu aceste
doamne care erau amantele sau favoritele regilor. Practic nu aveau cum să fie bine văzute. Tot timpul erau fie invidiate, fie urâte și foarte, foarte rar iubite de către popor. Adică cred că între toate amantele din această carte, extraordinar de puține nu au avut o soartă crudă sau au avut o soartă după ce li s-a încheiat relația cu monarhul care să fie acceptabilă. Și prin acceptabilă înțeleg să fie închise într-o mănăstire sau să se retragă undeva la țară departe. Dar cazuri izolate, de obicei, nu o sfârșeau prea bine. Mai voiam să vă mai citesc și de la pagina 327. Ia să vedem ce mi-am notat eu la 327. Imediat. Oh, stați să vă arăt și autoarea. O doamnă foarte drăguță. 327. Ah, da. Aici e ceva care habar n-am dacă este adevărat, dar în cazul în care este adevărat, nu pot să cred. Faptul că Charles își exprimase dorința, e vorba despre scandalul cu Charles, actualmente regele Charles al III-lea, Camilla Parker Bowles, care era atunci, mă rog, amanta ascunsă, și Diana, deci tot scandalul respectiv, triunghiul amoros, și spune aici, faptul că Charles își exprimase dorința de a se reîncarna în tamponul Tampax al Camillei, înrăutățea poate cel mai mult situația. Presa străină l-a numit prințul de Tampax, iar femeile britanice au început să își numească tampoanele Charlie. Nu știu dacă așa e, dacă femeile din Marea Britanie își numesc tampoanele Charlie, dar mi s-a părut așa o chestie. Cum s-a întâmplat chestia asta? Nu mi-amintesc. Oricum, probabil că eram prea mică sau apar n-am, poate nu s-a popularizat în zona noastră lucrurile acestea, dar faptul că acest rege există în vremea noastră, chit că nu este, să zicem, un rege așa cum înțelegeam acum câteva sute de ani, dar faptul că am putut să aflăm o chestie atât de intimă mi se pare ceva incredibil și nu știu dacă este bine să aflăm toate aceste informații și, sincer să fiu, sunt sigură că puteam să trăiesc foarte bine și fără să știu lucrurile acestea, dar acum, odată că s-au întâmplat, mi se pare așa un lucru absolut incredibil, parcă nu reușești să faci conexiunea între un om atât de puternic și, din ce știu, cel puțin regina Elisabeta era deținătoarea a cele mai mari bucăți de pământ de pe planetă. Avea cele mai multe terenuri de pe planetă. Presupun că acum prințul Charles este deținătorul a celei mai mari zone, cred că nu neapărat din aceasta arabilă, ci efectiv ca și dimensiune terenuri. Nu ține să crezi, nu poți să faci legătura că totuși oamenii aceștia au astfel de întâmplări în viața lor, dar la urma urmei sunt și ei doar oameni, nu? Și voi continua acum cu amanții din Bizanț, pentru că exact în ordinea aceasta le-am citit și eu, scrisă de Mica Valtari, apucasem eu să vă spun în vlogul precedent că a scris și Etruscul și Egipteanul, două cărți care înțeleg că urmează cam același model, adică se aleg două persoane, una într-o carte, una într-o carte, și sunt urmărite de-a lungul unei anumite perioade de timp în care se întâmplă ceva interesant. Nu știu dacă acum, după ce am citit această carte, deși o consider extraordinar de bună, aș mai fi tentată să citesc și cărțile celelalte. Este o carte ce a fost publicată, cred, cu peste 18 ani în urmă, pentru că am văzut că scrie pe spate că a costat 198.000 de lei și, având în vedere că au trecut 18 ani de când s-au schimbat lei vechi în lei noi, ia să vedem noi când a fost, 2003. Deci are 20 de ani această carte, se ține bine bătrânica și eu am citit-o cu mare, mare grijă, fiindu-mi împrumutată de către prietenii mei, n-aveam cum să fac altfel. Și ne întâmpină aici, încă de pe prima pagină, o inscripție care spune așa: Însemnările lui Ioannis Angelos în anul căderii orașului Constantinopol, 1453. Dacă sunteți curioși să vedeți și un pic de istorie și cum a arătat o poveste de dragoste într-o perioadă extrem de tumultoasă, vă recomand cartea aceasta. Îmbină mult și istoria, îmbină și elemente extrem de dramatice, deci dacă sunteți genul sensibil la sânge, moarte, cadavre, nu este o carte de citit, pentru că vă dați seama cât de sângeroasă și cât de, nu știu, nu-mi dau seama ce alt cuvânt aș putea să spun în afară de sângeroasă. Nu am cum să descriu astfel cartea decât sângeroasă. Chiar nu am cum, sau cel puțin nu-mi vine la momentul acesta. Este peste tot vorba despre oameni care și-au pierdut viața în timpul acestei bătălii, dar este extrem de interesant de urmări povestea de iubire care se desfășoară, o poveste foarte interesantă, și în plus de asta a descris extraordinar de bine atmosfera.
efectiv te introduce în atmosferă și mi-a plăcut și felul în care a făcut povestea de dragoste, felul în care a gândit povestea de dragoste, felul în care s-a terminat povestea de dragoste și vreau să vă citesc aici o propoziție la un moment dat, spune la pagina 274, văd. La pagina 274 zice, vorbindu-se, referindu-se la personajul principal feminin, dar ea nu a înțeles ce am vrut să spun. Ei bine, nici eu nu înțelesesem la momentul respectiv, dar această propoziție de câteva cuvinte m-a făcut și mai curioasă să termin cartea și să văd despre ce este vorba. Într-adevăr, era deja înspre final și intenționam să o termin orice ar fi fost pentru că îmi plăcea, dar pac, mi-a atras atenția. Deci mi-a plăcut foarte mult cum a creat și intriga și cum a crescut tensiunea. Simțeam încordarea personajului principal, simțeam traumele și tumultul prin care a trecut. Deci pot spune că recomand această carte, sper că încă se mai găsește prin librării, măcar librăriile online. Și cam aceasta a fost a doua carte pe care am citit-o luna aceasta. Și pentru că tot pornisem așa într-o cu un pat cu regele, haideți să citim și a doua carte scrisă de către Eleanor Herman, În pat cu regina. Păi sigur că, dar nu suntem noi feministe și trebuie să avem, dacă avem bărbat, să avem și femeie. Avusărăm rege, avem și În pat cu regina. Cartea aceasta este scrisă tot cam pe același model. Și aici am fost surprinsă de lucrurile care s-au întâmplat, dacă chiar este adevărat ceea ce scrie aici, dar din ce am înțeles, sunt oricum date istorice în spatele fiecărei cercetări de tipul acesta despre tot ce a scris. Apar și informații despre reginele României. Ia să vă citesc eu, chiar de pe la pagina 40, adică eram încă la începutul lucrurilor, când, pac, apare ceva și despre România. Am ridicat o sprânceană, am dus ochelarul și mai în spate. Apropo, observați că filmez fără ochelar, pentru că eu filmez în fața unei ferestre și tot timpul mi se reflecta lumina în ochelar și am primit aici reclamații între ghilimele că nu mi se vedea ochii și că nu era în regulă. Sper că acum este în regulă. Bun, Maria, viitoarea regină a României, pam, a implorat de mai multe ori să îi se permită să-și alăpteze primul născut, pe prințul Carol. Însă, regele Carol I, unchiul soției ei, i-a interzis acest lucru. Soția lui Carol, regina Elisabeta, o ura pe Maria, angajând o guvernantă germană extrem de plictisitoare. Cum? Printre îndatoririle căreia se număra și aceea de a-l întoarce pe prinț împotriva mamei lui. Cum? Fraulein Winter, așa se numea guvernanta, l-a obligat pe prinț să nu o pomenească pe mama lui în rugăciunea de seară. Deci vă puteți imagina până unde putea ajunge ura aceasta, în cazul în care este adevărat ceea ce se scrie aici, să nu o pomenească pe mama lui în rugăciunea de seară. E ceva foarte greșit aici, foarte greșit aici. Și mai avem aici, notat pe spate, spune, la curțile regale pline de testosteron, generali îndrăzneți, curteni cizelați și cardinali virili, v-ați întrebat vreodată cum și-au găsit fericirea doamnele? Ecaterina cea Mare și-a omorât soțul idiot și a condus Imperiul Rus alături de o listă lungă de favoriți tineri și virili. Prințesa Diana a renunțat la garda de corp regală pentru a se bucura de nenumăratele aventuri amoroase, care în mod tragic au dus la moartea ei timpurie. Știți, în 1997, pe 31 august am pierdut-o pe prințesa Diana. Cam aceasta ar fi cartea. Dacă sunteți pasionați de istorie și un pic și de romans, că există și un pic de dragoste aici, dar și de cum s-au întâmplat lucrurile și cu reginele, nu doar cu regii, această carte este numai bună de citit. Cam atât despre amanți și amante, așa dacă ar fi să fac un rezumat, cred că m-aș întoarce la ce vă spuneam la început, și anume că pare că orice făceau aceste persoane, fie că erau amanți sau amante, nu erau ei la modul general pe placul poporului. Dar pe de altă parte aveau atâtea beneficii, atât ei cât și familiile lor, încât de multe ori se sacrificau nu neapărat pentru sine, pentru că o să vezi că multe dintre amante nu prea erau chiar așa darnici monarhii cu ele, dar erau darnici cu rudele lor. Poate le făceau rost de o funcție la curte, sau poate că primeau terenuri, sau poate că se gândeau că o să se poată retrage la un moment dat într-un castel al lor, sau oricum, o casă undeva unde să nu sufere de foame, sau... Trebuie să vă gândiți că erau niște perioade în care noi vedem acum frumusețea de la Versailles, de exemplu. Dar gândiți-vă că erau perioade în care
Oamenii efectiv își făceau nevoile pe culoarele de la Versailles. Oamenii nu erau atât de cizelați, foloseau foarte multe parfumuri să-și ascundă mirosurile corpurilor, se spărau poate doar o dată pe an, sau existau pureci, existau păduchi, existau acele peruci pe sub care se scârpinau cu bețe că aveau păduchi. Adică lucrurile par acum așa out of this world și ieșite din comun de cât erau de minunate și într-adevăr bogăția și opulența era peste tot, dar deși aceste lucruri erau prezente în viața monarhilor, existau și părți mai nasoale, părți mai îngrozitoare și să nu mai vorbim de faptul că erau și foarte cruzi și ele, împărătesele, reginele, și ei regii, monarhii și ce mai erau ei. Deci, na, ce pot să spun? Într-adevăr, nu cred că mai există astfel de povești în ziua de astăzi, pentru că nu mai are nimeni, niciun fel de conducător, o astfel de putere să dispună asupra vieții oamenilor, sau cel puțin așa mă gândesc eu că este, sau aș vrea să mă gândesc că așa este. Cert este că oricât de luminoasă sau oricât de tristă parte viața acestor personaje, cred că este bine să citim și astfel de lucruri. Și acum să ajungem la favoritele mele, pentru că nu se putea să nu citesc ceva și mai relaxant, deși nici acestea să nu credeți că sunt niște cărți îngrozitor de grele și m-au făcut să fiu foarte concentrată în timp ce le citeam. Este vorba de două cărți pe care le-am împrumutat de la bibliotecă, de Agatha Christie. Una se cheamă Mâna ascunsă, așa, și una La hotelul Bertram. Despre aceasta îmi amintesc că există film cu siguranță. L-am și văzut la un moment dat, dar nu mai aminteam ce s-a întâmplat, cine este criminalul, pentru că fiind o carte cu Agatha Christie, vă dați seama că există măcar un criminal. Dar despre aceasta pot să vă spun că am auzit, chiar acum rulează, nu știu exact pe ce post de televiziune, dar rulează undeva o ecranizare a acestei cărți. Nu-mi venea, dacă eu nu sunt cu filmele, nu prea îmi venea. Ce pot să vă spun că mi s-a întâmplat cu aceste cărți, amândouă de la editura Litera, mi s-a întâmplat faptul că aici scrie foarte frumos seria Hercule Poirot și zic, mamă, cu Poirot al meu, și ce credeți, este tot cu Miss Marple, așa cum și aceasta este tot cu Miss Marple, dar la aceasta măcar scrie seria Miss Marple. Nu știu de ce există această greșeală, editura Litera, de ce există această greșeală? N-a fost nimic, pentru că a fost o lectură absolut încântătoare. Bineînțeles că mi-a plăcut și aceasta, care este scrisă în 1960 și ceva, parcă 1965, dar cel mai mult și cel mai mult mi-a plăcut aceasta, care este scrisă mai devreme, în 1936. Deci ce a făcut Agatha Christie în 1936 cu cartea aceasta, aceasta este artă. Mi-a plăcut cum a introdus-o pe Miss Marple, super delicat. Mi-a plăcut și povestea. Am fost pe urma unui criminal greșit de nu știu câte ori în cartea aceasta. Deci, efectiv, mi se părea, mamă, l-am prins, ăsta e. Ăsta e, îl prinsei, ăsta este ucigașul. Răsfoiam două pagini, îmi dădeam seama că nu putea fi acela ucigașul. Și tot așa m-a ținut într-un roller coaster din acesta, până când, la final, Doamne ajută cu Miss Marple, care ne-a explicat ea cine este criminalul, și așa a și fost. Și mi-a plăcut și cum s-a terminat totul. Bineînțeles că nu pot să vă dau spoilere, să puneți mâna să citiți, dar vă spun că este extraordinar de bună această carte. V-am spus eu că eu cred că am citit toate cărțile de Agatha Christie, dar periodic le recitesc și de fiecare dată sunt, mamă, ce s-a întâmplat, Doamne, uitase în complet. Cam acestea au fost lecturile mele pentru luna martie. Ați văzut că m-am orientat în special înspre partea asta cu amantlăcurile, dar cred că este suficient amantlânc pentru anul ăsta. Nu cred că o să mai citesc ceva din sfera aceasta. A venit acum primăvara. Și deși a venit primăvara, îmi dau seama că următoarea carte pe care o să o citesc o să fie tot una împrumutată de la prietenii mei, aceea cu Revoluția din 1989, dar vreau să-mi iau de pe creier, vreau să o citesc, pentru că am înțeles că într-adevăr sunt prezentate acolo niște informații foarte interesante. Până una alta, eu rămân aici cu garoafele mele, uitați-vă ce culoare superb au, trebuie să vedeți asta, nu știu dacă a focalizat, dacă nu a focalizat, sper că a focalizat. Nu știu dacă a focalizat. Ideea este că este un roz superb, n-am mai văzut garoafele tipul acesta. Garoafele sunt florile mele favorite, pentru că în momentul în care smulgi o petală, o să observ că este exact atunci când vrei să ascuți un creion și rămâne partea aceea din creion, exact forma aceasta o are. Și îmi place foarte mult genul acesta de floare. Îmi plac foarte mult garoafele. Sper că v-a făcut plăcere să citiți cu mine. Și ce vreau să vă mai spun,
am o listă întreagă cu lecturi recomandate de către voi pe care urmează să le împrumut sau să le cumpăr, voi vedea ce voi face, dar sunt foarte curioasă și abia aștept să citesc ceea ce mi-ați recomandat, pentru că mi se pare că merg la sigur și mie îmi plac lucrurile sigure. Merg la sigur pentru că voi deja ați cam văzut ce îmi place să citesc și eu cred că o să fie într-adevăr niște cărți care o să-mi placă foarte mult. Vă las acum, eu am fost Valentina, vă pup!